Asociația Mozaic Comunitar derulează proiecte ce țin de protejarea mediului înconjurător în care sunt implicați elevi. Unul dintre ele este un proiect foarte frumos. Am adunat 10.000 de capace, aș putea spune, cred că în total 70-80.000 de capace colorate. Am efectuat foarte multe tablouri interesante. În prezent desfășurăm proiectul Eco pentru viitor. Este un proiect în parteneriat cu școala gimnazială George Emil Palade din Ploiești. Are mai multe componente. Cea mai frumoasă dintre ele a fost cea legată de tabăra urbană de mediu. La tabăra respectivă, care a avut loc la Bucov, au participat gratuit 25 de copii. Cum a fost în tabără? A fost foarte frumos. Am învățat să protejăm, să iubim natura mult mai mult. Ce ați făcut acolo? Am făcut jucării pentru animăluțe din materiale reciclabile. Am făcut tablouri din dopuri. Am învățat să montăm și să demontăm corturi. A fost o experiență unică. Am făcut caleidoscoape, am făcut un atelier de gătit sănătos. Am dezmontat corturi, am învățat să îngrijim natura, să ecologizăm, să nu mai aruncăm unde nu trebuie, să reciclăm corespunzător. Am învățat să am grijă de natură, am învățat să ecologizez, să reutilizez ceea ce acum nu mai folosesc. Am învățat să am grijă de natură, să iubesc natura. A fost o experiență uimitoare, am învățat multe lucruri noi, am legat prietenii și am învățat multe lucruri de care n-am mai auzit până acum. În cadrul acelui aș proiect, în curtea școlii a fost amenajat un iaz care este acum atracția păsărilor. De altfel, în urmă cu ceva vreme, elevii au construit mai multe căsuțe din lemn unde le dau să mănânce păsărilor. Am făcut, bineînțeles, iazul înconjurat de floricele. Copiii au grijă și în fiecare zi pun în căsuțele special amenajate hrană, iar apa este de asemenea tratată corespunzător în așa fel încât să fie bună pentru păsărele. Noi am creat microclimatul în așa fel încât în primul și în primul rând acesta să atragă foarte multe insecte. Sunt plante colorate care atrag insectele și păsările la rândul lor sunt atrase și de florile colorate, dar și de aceste insecte care vin la microclimat. Împreună cu elevii am săpat groapa și am umplut-o cu apă. În jur s-au plantat floricele atrăgătoare, zicem noi, pentru păsări, pe care le observăm și le pozăm continuu. Este și un panou solar, într-adevăr, acesta alimentează acea țâșnitoare care aerează continuu apa și dă și un efect frumos. Asociația Mozaic Comunitar a realizat și o broșură în care elevii învață cum să reutilizeze deșeurile. 10.000 de astfel de pliante sunt împărțite în școli.